Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și astăzi vom încerca să rezolvăm problema wireless-ului slab. Mulți v-ați lovit de această problemă și dacă nu v-ați lovit, vă veți lovi până la urmă. Eu în momentul acesta m-am lovit de problema asta pentru că sunt undeva în vacanță și aici wireless-ul nu este foarte bun. Adică am wireless doar în anumite zone, iar dacă fac 5-6 pași stânga-dreapta s-a pierdut wireless-ul. Din fericire am o metodă de rezolvare a acestei probleme și anume folosirea unui router cum îl am eu pe asta sau unui repeater Repeaterele sunt mult mai mici, mult mai cochete, se pot conecta direct la priză, n-au fire, n-au absolut nimic, bineînțeles depinde și de repeaterul pe care îl cumpărați voi, dar acestea ne pot, ne pot face vacanța mult mai frumoasă, ne pot oferi o conexiune stabilă. Mare atenție! aceste dispozitive, aceste repeatere nu vă fac lățimea de bandă mai mare. Adică voi înainte dacă descărcați cu 2 mega, să zicem, punând acest repeater nu veți descărca cu 20 de mega. Tot cu 2 mega, doar că acoperirea rețelei wireless va fi mai mare. Adică nu veți pierde semnalul dacă vă duceți încolo și încoace. Aceste repeatere au avantaje și dezavantaje și putem folosi mai multe configurații ca să combatem aceste dezavantaje. Bineînțeles, modul de bază pe care toată lumea îl cunoaște, toată lumea îl va folosi, sau mă rog, toată lumea, cei care au avut legătură cu rutere, cu repeatere, este modul repeater. În modul repeater, acest dispozitiv, routerul acesta, va lua semnalul dintr-o rețea wireless și îl va repeta, practic va dubla rețeaua, va face o rețea clonă cum ar veni. Haideți să vă arăt. Acesta este netis, dacă activez acum această setare va dispărea netis și uh, wireless-ul va apărea tenda vila pacific. Da? Asta este SSID-ul. Dacă vrem să alegem alt SSID, dăm pe Access Point Scan și vom avea aici toate access point care sunt în zona asta, câte 10 pe pagină, câte 20 pe pagină, câte vreți voi. Alegeți rețeaua favorită și bineînțeles folosiți acest mod. De asemenea, aveți și modul WDS. WDS este o tehnologie foarte interesantă în teorie, pentru că în practică nu funcționează foarte bine. Este o tehnologie care ne permite să facem o rețea foarte largă, făcută din mai multe rutere care vorbesc între ele wireless și toate aceste rutere vor crea o rețea și un singur SSID. Astfel încât în momentul în care treceți de la un router la altul, voi să nu simțiți nimic, să fie să se treacă ușor între rețele fără ca voi să simțiți V-am spus, din fericire, funcționează pe hârtie în teorie, dar în practică nu funcționează pentru că fiecare producător alege să bage tehnologia lui, să facă schimbările lui și nu este o tehnologie pe care vă puteți baza. Puteți să folosiți de asemenea, dar asta este caracteristic doar acestui router, funcția aceasta, haideți să vă arăt la network și la one avem două posibilități ori luăm net pe fir cum au toate routerele sau net wireless practic avem un one wireless și aici tot așa dăm AP scan scanăm access pointurile, le găsim alegem unul dintre ele pe care îl cunoaștem pentru care avem parola și așa mai departe și dăm connect aceasta va fi o setare, se va face o setare rapidă. Acest router va vedea ce fel de criptare este și veți spune aici parola potrivită. Bineînțeles, parola trebuie să o știți. Asta apare aici pentru că eu am pus-o anterior și funcționează pe această setare. Asta este una din setări. Pentru mine cel puțin setarea asta a funcționat foarte bine. Aceasta din punctul meu de vedere este foarte avantajoasă pentru că ia semnalul wireless și face o rețea privată. Practic nu se va conecta nimeni la rețeaua voastră, o veți folosi singur. Dacă folosiți modul repeater, modul pe care vi l-am arătat mai devreme, modul ăsta de aici, în modul repeater toți care sunt în apropierea repeaterului vostru se vor conecta la el automat pentru că el are aceleași date de logare și arată la fel pentru telefoane, tablete și dispozitive mobile ca și routerul principal. Practic este o clonă a routerului principal și e posibil să aveți o experiență mai neplăcută folosind acest mod repeater. Astea sunt modurile pe care le puteți folosi. Modul repeater este foarte ușor de setat. Haideți să vă arăt și eu în final cum funcționează. Deci vedeți aici am decât Netis Limited și vreau să fiu repeater pentru rețeaua asta Tenda Vila Pacific. Dăm din nou Access Point Scan, o selectăm de aici. Connect. Acum punem parola, parola este Vila Pacific. Save. Și o să vedeți că Netis o să dispară de aici și o să apară o altă rețea. S-a salvat. Vedeți? A apărut Tenda Villa Pacific. Practic acest router a făcut rețeaua asta Tenda Villa Pacific. O să încercăm și noi să ne conectăm la ea. Practic este o clonă a rețelei principale, nu se poate conecta, probabil că sunt conectat eu pe fir, dar funcționează pentru că am testat mai devreme. Chestia asta este bună, este ușor de setat și v-am spus, folosind aceste moduri vă puteți îmbunătăți experiența, fie că sunteți în vacanță, în concediu la niște rude undeva și vreți să luați wireless de la un vecin sau pur și simplu la bloc un vecin vrea să vă dea wireless să-l folosiți sau poate steți în străinătate, știu că în străinătate mulți pleacă și nu au posibilitatea pe loc să-și facă un abonament la internet, să-și bage net și poate tot așa ia de la un vecin, de la un prieten din apropiere. Cam asta a fost, rutere de genul acesta găsiți în magazine, la fel și tot felul de repeatere, au funcție repeater și funcționează foarte, foarte bine, sunt mult mai ușor de setat. Cam asta este pentru azi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!